Iată, continuăm la Albino Aulan și după mutarea roliurilor, proaspăt făcute pe 5 rame, acesta a fost făcut acum 2 zile. Încă nu are albină cu legătoare, deci ca atare nu poate să-și care apă. Și ce am făcut? Am dat niște sirop în pungi. Iată, albina încă este pe rame. Iată ce bine au luat siropul din pungă. Fiindcă eu așa voi folosi de acum încolo sirop în pungă. O să mai dureze vreo 2-3 zile până aici mai este. Mai e și acolo. Să-i pun încă. Îi punem încă niște pungi cu sirop pentru a avea apă. Îi mai pun două pungi, tot la 2 zile, până începe albina să iasă afară. Acesta este format al altela dintr-un stup care l-am unificat de dimineață. Asta punem și aici. Îl lăsăm în pace. Închidem la loc. Să aibă căldură, foarte important. Se plăzesc la albina cât mai repede de pe cele 3 rame cu cuie. Am dat sirop. Închidem și mergem să dăm și la cel format azi. Azi pe data de 12. Aici l-am introdus în acest stup. Ia-o la ala. Deci aici o să iau capacul și acum dăm și lui sirop. Tot așa bine acoperit. Îi dăm acum niște sirop și lui. Uite așa format. Ăsta îi dăm mai mult. Iată. Pentru a putea crește puietul larvar în continuare, punem aceste pungi cu sirop. Bine, puteți folosi hrănitoare, da? Fiind albină tânără, consider că pungile au un efect mai puternic. Continuăm cu adăugarea pungilor. Aproximativ cam un kilogram de sirop. Trebuie să ieșe foarte bine în aceste pungi.
E cam atât. Deci aceasta trebuie neapărat dat, încă nu au cap. N-are cine. Se putea pune și apă, dar prefer sirop. Și astfel am terminat operația de mutare. Bineînțeles, el o să se dezvolte foarte bine. Într-un timp cât mai scurt. Și am terminat cu mutarea. Ia să ne uităm un pic la albina care a fost mutată. Iată culegătoarea toată. Vine la acest urbiniș. Ia să măresc un pic. Deci aici vine toată culegătoarea. O să aibă o putere foarte mare de dezvoltare și va fi starterul înmulțirii anul acesta. Asta v-am lăsat și pe data viitoare. Numai bine.